Scratch, desene, partea întâi. Extensia stilou se inserează cu ajutorul butonului extensii, urmat de un click pe pictograma stilou. Dintre blocurile extensiei stilou, menționăm blocul stilou jos, care marchează începutul desenării, blocul stilou sus, care marchează sfârșitul desenării, și blocul șterge tot, care elimină integral urmele lăsate de un personaj pe scena Scratch. Sarcină de lucru 1. Scrieți programul prin care personajul săgeată desenează pe scena Scratch o linie orizontală colorată în verde, ca în imaginea alăturată. Segmentul de dreaptă este delimitat de punctele x egal cu minus 200, y egal 0 și x egal 0, y egal 0. Sarcină de lucru 1. Rezolvare. Sarcină de lucru 2. Scrieți programul prin care personajul săgeată desenează pe scena Scratch două linii perpendiculare colorate în verde, ca în imaginea alăturată. Sarcină de lucru 2. Rezolvare. Orientează-te în direcția 0. Sarcină de lucru 3. Scrieți programul prin care personajul săgeată desenează pe scena Scratch o figură geometrică colorată în verde, având același aspect cu exemplul din imaginea alăturată. Punctul de pornire are coordonatele x egal cu minus 200, y egal cu 0, iar cel final are coordonatele x egal cu 0 și y egal cu 0. Sarcină de lucru 3. Rezolvare. Stilou jos, blocul care marchează începutul desenării. Orientează-te în direcția 90 de grade, mergi 100 de pași, orientează-te în direcția 45 de grade, mergi 142 de pași, orientează-te în direcția 135, mergi 142 de pași, orientează-te în direcția minus 135, mergi 142 de pași, orientează-te în direcția 0, mergi 100 de pași, stilou sus. Tema pentru acasă. Desenați pe caiete figura geometrică rezultată din execuția următorului script, știind că punctul de pornire are coordonatele x egal cu minus 100, y egal 0. Rezolvare. Tema pentru acasă, cerința B. Care sunt blocurile ce trebuie adăugate scriptului, astfel încât figura geometrică să reprezinte imaginea? Rezolvare. Vă mulțumesc!